Salutare, salutare și bun venit pe canalul meu, aici Mi și la datorie, iar alături de mine se află unul dintre cele mai așteptate telefoane mobile ale anului. Este vorba despre noul Z Flip 5 de la Samsung, care vine cu ceva îmbunătățiri față de modelul de anul trecut, despre care o să vorbim bineînțeles de îndată, însă până atunci vreau să vă arăt cutia și ce am găsit în ea pentru a ști la ce accesorii puteți să vă așteptați. Designul este simplu, știm deja cum arată cutiile Samsung, totul pe fundal negru, cât se poate de elegant și de frumos, iar în interiorul cutiei, pe lângă telefon, găsim următoarele accesorii. În primul și în primul rând, cablul pe care îl vom folosi pentru încărcare este destul de lung, cablu ce vine cu mufă USB-C la USB-C. Avem un Quick Start Guide, aflăm de la început cum să introducem SIM-ul și cam care ar fi primii pași în utilizarea telefonului, dacă aveți nevoie, bineînțeles. Și tot în această cutie găsim și cheița pe care o vom folosi atunci când vrem să scoatem sau să introducem cartela SIM. Iar asta este tot ceea ce primim în pachet. Nu mai este o surpriză pentru nimeni tehnologia care le permite telefoanelor să ne încânte cu un ecran pliabil, iar cele care apar în ultima perioadă încearcă să impresioneze prin design și prin îmbunătățiri subtile însă importante, precum cât de vizibilă rămâne zona în care se îndoaie ecranul, cât de frumos se închide balamaua, ce materiale sunt folosite și, desigur, apoi și detalii tehnice ce țin de interior. Iar eu tare curioasă eram ce noutăți aduce față de modelul de anul trecut, pe lângă nuanțele absolut grozave cum este acest verde deschis denumit de Samsung Mint, dar mai avem și alte nuanțe superbe, lavender, cream și grafic. Z Flip 5 are un design elegant, rafinat, o carcasă fabricată din sticlă și metal, mai exact avem o ramă din aluminiu care ne promite că ar fi rezistentă la șocuri, iar primul lucru pe care îl observă oricine știe cum arată Z Flip-ul de anul trecut este display-ul exterior AMOLED, care are acum 3,4 inch versus 1,9 inch cum era pe modelul anterior. Iar mie cred că asta mi se pare cea mai mare îmbunătățire adusă telefonului. Și un ecran superb, protejat de Gorilla Victus 2, cu o formă interesantă a acestuia în jurul camerei, iar acest ecran ne permite să facem destul de multe lucruri, fără să fie nevoie să mai deschidem efectiv ecranul principal. Avem o rezoluție de 720x748 de pixeli, densitate 306, refresh rate la 60 de Hz și protecție IPX8 pentru a rezista la apă, adică 30 de minute la 1,5 metri. Însă mare atenție pentru că nu este rezistent la praf. Dar acum se închide mult mai bine decât modelul anterior și spațiul e mult mai mic la pliere, deci mare atenție cu el în condiții mai periculoase să nu prindeți ceva în interior. Și ajungând la interior, aici ecranul este unul de 6,7 inch, foldable desigur, Dynamic AMOLED 2X cu refresh rate la 120 de Hz, luminozitate maximă de 1750 nits, screen to body ratio de 85,9%, rezoluție 1080x2650 pixeli. Știm deja că Samsung face niște display-uri superbe, nu cred că mai e cazul să vă dau detalii despre ele, ci am să mă limitez prin a vă spune că acel loc în care se îndoaie ecranul reușește să devină din ce în ce mai puțin vizibil odată ce veți petrece mai ales mai mult timp cu telefonul, iar pe mine îți recunosc că nu m-a deranjat vizual în nicio situație. Z Flip 5 vine cu un chipset Qualcomm Snapdragon 8 Generația 2, 8 GB RAM și îl găsim disponibil doar în două variante de stocare internă, 256 sau 512 GB. Și cred că știm cu toții acest chipset pentru că l-am întâlnit pe ceva telefoane în ultima perioadă, inclusiv pe S23 l-am văzut, iar cu aceste specificații putem face cam orice ne dorim cu telefonul, inclusiv să ne jucăm, căci da, se va descurca excelent la acest capitol. Nu mi s-a părut nici că s-a încălzit excesiv și nici n-am văzut lag pe jocurile ceva mai solicitate. Iar ecranul mai lung e foarte util și plăcut ochiului în timpul jocurilor, mai ales dacă se întâmplă să ai degete ceva mai lungi, astfel încât să poți să ajungi rapid în orice colț este nevoie. Un alt detaliu important când vorbim despre un telefon sunt camerele, iar la situația camerelor principale avem următorul setup. O cameră wide de 12 megapixeli cu PDAF și stabilizare optică a imaginii și alta ultra-wide tot de 12 megapixeli și ea. Mie îmi plac în general pozele făcute cu telefoanele Samsung, recunosc, pentru că procesarea ulterioară pe care o face telefonul e grozavă, deci și aici a făcut foarte bine treaba. Și uitându-ne la meniul camerei rapid, vreau să vă arăt ce moduri găsim aici. Primul este cel de portret, în care avem și un blur ajustabil, dar și alte câteva efecte din care ne putem alege. avem un mod clasic de fotografiere cu zoom ajustabil, avem modul video, iar la MOR vom găsi modurile Pro atât pentru foto cât și pentru video, alături de un mod de noapte, unul pentru mâncare, panoramă și diverse moduri de filmare. Dar cel mai bine ar fi să vă las pe voi să vedeți cum arată o parte dintre pozele pe care eu le-am făcut pe ele în această perioadă. Iar la capitolul video avem filmare 4K la 30 sau 60 de cadre pe secundă, însă cu funcția Ultra Steady disponibilă doar pentru Full HD. Însă mie mi s-a părut că nu se descurcă rău nici fără ea, filmat direct din mână 4K la 30 de cadre pe secundă. Deci pentru orice pasionat de postat pe social media este super ok și n-ar trebui să aveți nevoie de nimic mai mult. Nici camera de selfie nu ne aduce nicio surpriză pentru că vorbim tot despre una wide de 10 megapixeli cu o diafragmă 2.2 și se descurcă foarte bine, pozele sunt suficient de luminoase, iar în meniul camerei găsim bineînțeles și diverse filtre pe care să le putem folosi, putem face și anumite ajustări dacă ne dorim ale înfățișării și ne putem alege tot de aici și dacă preferăm în general o lumină naturală sau una ceva mai caldă. Z Flip 5 vine cu o baterie de 3700 de mAh. Și știu că mulți dintre voi o să spuneți că nu e suficientă și nu pot să vă contrazic. Durata ei de viață este una însă decentă. E mult mai ok decât ce mă așteptam pentru că eu anul trecut îmi cumpărasem un Z Flip 4 imediat după lansare. Însă motivul pentru care n-am rezistat foarte mult timp cu el ca telefon principal, ci doar câteva luni, a fost bateria. Pentru că oricât de mult îmi plăcea telefonul, nu reușeam să mă descurc cu el o zi de utilizare. La Z Flip 5 mi se pare clar o îmbunătățire vizibilă pe partea de optimizare, pentru că a reușit aproape de fiecare dată să reziste până la finalul zilei. Dacă utilizați însă telefonul mai intens, va trebui probabil să îl încărcați și în timpul zilei. În mod clar, Z Flip 5 este special datorită designului său pliabil în primul rând, acesta oferind o modalitate deosebită de a utiliza un smartphone, căci nu prea vezi mulți oameni pe stradă care scot din buzunar un telefon și îl mai și deschid fizic pentru a-l utiliza. În plus, mie îmi place faptul că ocupă mai puțin loc în geantă, pliat față de orice alt telefon și nici nu mi se pare gros deloc atunci când este închis. Deci cred că este perfect pentru oricine își dorește un telefon compact, dar poate să aibă nevoie de un ecran mare și atunci să-l deschidă să se bucure de el. Sunt curioasă voi ce părere aveți despre el. Dacă vi se pare că vine cu îmbunătățiri majore față de modelul de anul trecut și mai ales dacă v-ați cumpărat un telefon pliabil, fie că vorbim despre Z Flip, fie că vorbim despre Z Fold, deși știu, diferențele sunt enorme între ele. Vă pup, iar dacă v-a plăcut acest video, aș aprecia un like.